Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte că Ministerul Educației a reușit să comunice săptămâna trecută, după unele ezitări cam ridicole, că în țara noastră sunt 118 școli cu grad maxim de risc seismic. Sunt foarte exact, pe mine m-a mirat chestia asta. Să spunem vreo 120, știi? Da. Nu, au spus clar 118. Păi, nici nu pot fi abatere aici, nu poți să spui 118 jumate, decât după cutremur eventual. Deci că sunt 118 fix, i-am cerut cu toții să spună și care sunt astea. N-au vrut să zică. Dar noi am spus, e dreptul părinților, nu? Să știe dacă copiii lor sunt în pericol când merg la școală. Ministerul nu, n-a vrut. În sfârșit a revenit ieri cu detalii. Chiar doamna ministru, doamna Deca, nu se poate da publicității lista, deoarece aceasta ar fi veche și nu mai corespunde. De când este ea veche? Adică cât de veche? Au Așa. Întrebat reporterii. Din, țineți-vă bine, septembrie anul trecut. Deci, asta este vechimea listei, e din septembrie anul trecut și răstim. Nu mai e valabilă. Răstim s-or fi renovat. Da. Asta mă gândesc că s-au renovat. Exact. Nu că sunt și altele care sunt în pericol. Da, da. Deci, într-o conferință de presă de după ședința PNL de ieri, doamna Deca a declarat. De atunci, din septembrie, deci de când am făcut noi lista cu 5 luni, au existat evoluții pe care noi le clarificăm cu directorii de școli, cu inspectorii, cu autoritățile publice locale. Mă, dar câtă lume e implicată în treaba asta. Care au avut termen până astăzi, adică ieri, să completeze în sistemul informatic care este situația actualizată. Pentru că unele clădiri au intrat în reabilitare, altele nu mai au destinație școlară, au fost mutați copiii în alte clădiri, a declarat doamna Deca. Bă, deci noi de 30 de ani așteptăm ca proștii să pună apă curentă și canalizare în școlile din România. Sute sau chiar mii de școli sunt fără apă caldă și canalizare și nu se întâmplă nimic, dar uite că din septembrie și până acum se schimbă radical și revoluționar situația școlilor cu risc seismic. Atât de mare schimbare încât lista din septembrie nu mai e valabilă acum. Pentru că s-au făcut reabilitări, s-au mutat oamenii sau nu mai... S-a văruit. Da. Doamnă, păi, doamnă ministru sărumână, păi spuneți-ne și care sunt alea reabilitate și reconsolidate în doar 5 luni, nu? Septembrie... Pune și septembrie toată luna. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. 5 luni, da? Că în București s-au consolidat în 30 de ani 30 de clădiri împotriva cutremurului. Să fie rotund. Poate. Mă, deci... La mișto totul, sau cum, bă, deci în București nu se consolidează nimic, este o problemă periodic, toată lumea, băi, să facem ceva în București, cade Bucureștiul pe noi, sunt, am identificat, clădiri, bulină roșie, sunt fonduri, sunt nu știu ce. 30 de clădiri consolidate în 30 de ani. Doamna ministru Deca, numai din septembrie până acum 118 sunt, dar nu putem, că s-au schimbat multe lucruri, sunt da, reabilitări, s-au mutat, sau... Ce știi tu? Bă, ce e aici, mă, frate, ce se întâmplă, pe cuvântul meu? Și nu știm, nu se știe. Acum, în ce județe sunt aceste școli cu risc seismic, din cele 118 anunțate de premierul Ciucă, nu se știe nici care sunt acestea. Deci noi ce putem să spunem? Hai, Doamne ajută, Doamne ajută. Altceva... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.